Bun găsit, prieteni, la De ce se întâmplă, sunteți iar eu, sunt Dan Ciocuiu. Invitatea mea de astăzi este doamna Anca Bătiu, care îi spun bun venit în emisiune. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! A treia oară a fost cu succes. Cu... Da, da, După lupte seculare am reușit să vă aduc în studio. Și, dragi prieteni, deși poate vă aștepta să discutăm despre SARS-CoV-2, COVID-19 și pandemie și alte lucruri, nu vom face, deși am poate cea am autorizată voce în domeniul din localitate. Nu vom face, poate și pentru că lumea a obosit, poate și pentru că o comunică de sus specialiști pe diferite canale și mai ales nespecialiștii, epidemiologia de pe Facebook care comunică, au numai certitudini, nu au dubii, nu au deloc, și, ci cu totul despre cu totul altceva despre această doamnă care, în pofida încercărilor pe care le are în ultimii doi ani de zile, părerea mea personală este că și-a păstrat empatia și amabilitatea și calmul așa cum, cum trebuie, în aceste condiții extrem de viale. Vom discuta despre ce face doamna Anca Bătiu că nu este la serviciu și anume la Asociația IA Călătoare. O întrebare mai de gâg așa, de ce e? Mă rog, e clar și poate de și, din ce se vede și de ce călătoare? Uh, da, I e cu 2 de i. Da. Pentru că... Am aflat în târziu că este corect și așa și, a, și se da. reposată de un profesor funaru că este corect și cu doi da, de Și a acceptat. noi o scriem cu 2 de pentru că ea călătoarea s-a înființat acum patru ani. Eu și cu Ana Borca ne-am întâlnit într-una din șezătorile călătoare, șezătorile itinerante ale Anei și a grupului de șezători în țara Făgărașului. Ne-am întâlnit, am rezonat, am făcut în acel an un, un proiect shoebox, sigur ați auzit, cadou da. din, din cutiuța de, de pantofi. Foarte Ei, fericite. Da. am găsit o, o chestie Înse, străină. Da acolo, <laughs> da acolo, am rezonat. Domne, acolo, putea, da, cu shoebox. Da. da, cu shoebox, așa era. Haideți să vă spun povestea de cu shoebox. Am fost parteneră cu Ana, am reușit să mobilizăm comunitatea, ne-am dus cu cadouri la 100 de copii. Foarte fericite am fost. Ei, domnul care e undeva de la Cluj și care avea marca înregistrată pe Shoebox, n-a fost fericit de realizările noastre de pentru că n-am respectat cutia de pantofi, cadourile au fost mai mari, au fost altfel ambalate de și atunci be. cu Ana am zis măi ceva nu e în regulă, hai să ne gândim și știți bancul cu, cu Ardeleanul care s-a dus în București și se întorcea spre casă și a pierdut trenul în gara de nord și zice știi vezi așa e dacă n-ai lucru tău. Uh -huh. Și atunci cu Ana am zis: Hai, ne facem lucru nostru, ca tot Ardeleanu, da. și ne-am făcut cutiuța călătoare. De la IE, de la Călătorie, de uh -huh. la Șubbox Românește, am zis cutiuța călătoare și este, cum să vă spun, a doua valență a asociației uh -huh. noastre. Da? Care, cu... Întrebarea de, de început era, practic, cine ia călătoare și ce vrea ce își propune asociația da, da. călătoare. Deci avem scopul nostru două valențe. Cum vă spuneam, mergem pe partea de promovare. A portului costumului popular, a tradițiilor și uh, strâns legat partea de, nu ne neapărat să-i spunem caritate, partea de bucurie adusă către copii. Uh, cuvântul nostru de suflet este împreună, împreună cu oameni care deja fac lucruri minunate și aici mă gândesc la profesori, la educatori, la uh, pedagogi, oameni care au și educație, o formă din asta, uh, pe lângă școală educație non formală care se implică în educația copiilor cu oameni frumoși cum sunt doamnele noastre de la așezător care duc clar mai departe tradiția cu sutului iilor și cu oameni din comunitate creăm să zicem așa contexte de bine sunt oameni care poate nu au timp sau nu uh, să caute special oameni care au nevoie de ajutor și atunci găsesc acest context creat de noi. Și ni se alătură. Fără, fără ei n-am putea să facem nimic din ceea ce facem. Nu sunteți prima, aș putea spune că um, toți cei care fac acțiuni caritabile sunt din aproape de inima mea și sunt aproape de acest studio. Nu sunteți prima care spuneți un lucru foarte important, adică este, uh, e bine că ai în tine dorința de a ajuta, dar e bine să știi și cum să faci lucrurile astea ca să ajungă acolo unde trebuie să fie un ajutor țin, țintit care să ajungă la, la cine trebuie. Mă gândesc că la început ați avut numai dorința și ați învățat, încet, încet, pas cu pas, cam cum să faceți, cum să reușiți să faceți acest, știu, nu neapărat networking și ăsta cu oameni care pot ajuta și uh, cum să ajungeți la oamenii aceia care, uh, care au nevoie de ajutor. Uh, da, e drept, noi spunem de multe ori copiii sau situațiile vin ele spre noi. Avem, începem anul, e clar, fiecare are o, își face un plan, o propunere. Uite, cu toate că am învățat că ne pot fi date peste cap aceste Absolut. planuri, dar cumva lucrurile le, le găsim. Uite, de exemplu, v-aș povesti de cutiuța de călătoare de Crăciun 2021. Uh -huh. Am văzut pe, pe rețelele de socializare un dascălinimos din țara Făgărașului, făcuse un proiect, un apel mai degrabă, avea nevoie de o imprimantă, de o multifuncțională pentru a-și desfășura activitatea la clasă. Am vorbit cu partenerele mele, cu, cu Anca și cu Cristina, și am zis, ok, uite cutiuța călătoare de Crăciun. Am sponsorizat, am, am cumpărat acea imprimantă pentru clasa doamnei și ne-am dus și cu cadouri pentru 39 de copii, deci copiii din clasă și lor l am dus pe moș Crăciun, ei au făcut serbare, deci este, asta spuneam, context de bine. Să. să nu știu, folosești energiile, să le dai o. o o cale să găsești un... ca ele să se desfășoare, să se dezvolte și să se întâmple lucruri frumoase. Despre asta e, uh -huh. e vorba până la urmă. Dumneavoastră, nu cădeți în cap canalul Fii bun de Crăciun. Știu că faceți bine în tot cursul anului. Nu uh, vă trebuie da, neapărat o da. sărbătoare religioasă, Paște ca sau. Să fie... sau Crăciun. Da, e drept. Avem cutiuța de Paște, de Crăciun. Ne-am dus și de 1 iunie către copii. Avem cutiuța de călătoare de zi de naștere. Asta, apropo de cum am găsit oamenii sau cum, cum ne-au găsit ei pe noi, vă spun de cutiuța ța călătoare de zi de naștere când ne-a sunat Olga Bobeș care este o minunată ambasadoare a celor de la Hospice Casa Speranței și ne-a spus uite și noi avem copii noștri care ce, ce bucurie ar fi la prima întâlnire cu ea și cu ideea asta, noi eram cumva la început, ne-a fost teamă am zis măi nu putem, nu ne putem angrena, am, am rugat-o să ne lase să mai creștem un pic și în anul următor am făcut cutiuța călătoare de zi de naștere pentru Copiii de la, de la Hospice. Uh... De unde reușiți? Cum reușiți să vă atrageți oamenii care sunt vină de dumneavoastră? Cum reușiți să atrageți fundurile, cadourile, pur și simplu? Uh, mă gândesc că nu sunt suficiente acele apele, pe, apeluri pe Facebook și acele uh, anunțuri și tot. Felul. Care le faceți oricum. Da. Sunteți foarte activ în spațiul virtual. Da, așa evident, și trebuie. Evident, există mai multe, eu știu, mai multe căi posibilități, uh, și asta spuneam noi. Nu ne dorim neapărat să facem, eu știu, poți să faci un proiect mare, frumos documentat, să iei niște bani grămadă uh -huh. și cu care să-ți să ai impact în, în comunitate. Dar noi vedem impactul și pe partea cealaltă de a motiva, de a chema oamenii lângă, lângă noi. Până la urmă este o chestie educativă, nu? Și într-o familie să-ți iei copilul și să te duci împreună cu el să cumperi un cadou pentru alt copil. Uh -huh. Să înveți, dar din dar, să-ți înveți copilul că E, e, potrivit și e altruismul e, e, o calitate nu? care trebuie să o cultivi în mm -hmm. copilul tău. Exact. Da, deci am făcut, am avut câteva proiecte cu primăria Făgăraș, cu Consiliul Local Făgăraș pe partea de promovare a tradițiilor. Am avut o șezătoare de poveste în Maramureș, unde acolo ne-a fost partener primăria Făgăraș și Consiliul Municipului Făgăraș, dar în rest cu acel cu acele apeluri de pe Facebook, mm -hmm. cu oamenii care ne cunosc, că avem norocul să fim într-o comunitate mică și eu spun că este un noroc se întâmplă lucruri frumoase în comunitatea așa din Făgăraș da? și mai folosim și celelalte instrumente puse la dispoziție de către statul român ca să zicem așa uh -huh. formularul de 3,5% la, la din impozitul pe venit uh, și 20% de la micro uh, care vor și care pot să îi redirecționeze către asociația noastră da, un umblat și din om în om și la oameni cu funcții de răspundere și la oameni cu bani care poate să vă ajute. Cum vă întâmplă? Bine, iar acum o luăm așa, e comunitate, ne cunoaștem toți uh -huh. cu toți, dar avem grijă să nu abuzăm de chestia asta, uh -huh. da? Adică, mi se pare cumva. Sunt oameni care ne sunt lângă suflet și am, am fost în, în situația Crăciunului 2021 în care am sunat și am spus, uh -huh. am nevoie asta, avem nevoie asta, dar nu prea apelăm așa direct, uh -huh. da? Prin, prin mass media și prin. Uh, celelalte canale, uh, dar ei vin și sunt oameni care ne însoțesc de la început. Și um, aveți și un portofoliu deja de activități, și cred eu, și o credibilitate, și un know-how câștigate în acești da, patru, da. patru și ani. Nu încetăm să ne minunăm de cum se întâmplă lucrurile. Da. Deci ai așa senzația, când, când lucrurile se așează, îți dai seama că ești pe drumul cel bun. Ne, ne uimește de fiecare dată capacitatea de mobilizare a oamenilor. Și de, v-am spus, de Crăciun am avut pe cei 39 de copii de la, de la Lisa și cumva ne-am gândit că poate copiii de la hospice în anul ăsta vor avea alte, alte daruri veni alte ONG-uri sau alți oameni către ei, ei n-a fost așa și, și Olga ne-a semnalizat, uh -huh. m-a sunat și mi-a spus, da, să știi că nu dacă Moș Crăciun, nu-l ajutați pe Moș Crăciun și anul ăsta nu ajunge la copiii hospice și atunci am zis, ok ne, ne luăm având și facem câteva apeluri și am reușit să mergem și către ei încă mai mult decât ne-am fi așteptat. De asta am spus că. Da. Și um, observ, deși nu de azi, de ieri, de ani buni, că practica voluntariatului un lucru care la noi n-a fost educat și dumneavoastră și alții ca dumneavoastră fac acest lucru acum și foarte important să luăm copiii de la, de la vârste fragile să, să fie învățați să împartă și să ajute. Eu am rămas, am rămas, nu zic, pos, siderat e mult spus, am rămas foarte încântat când am văzut la, gala, la galele desfășoate până acum 2 ani în organizațiilor caritabile, cum se mai exact titulatura Gala fundației comunitare Așa. Da. Cât de multe fundații da. erau Și câți nominalizați erau Că acolo erau, erau toți Și m-a surprins acest lucru M-a surprins în mod plăcut Și că iată exemplele bune Nu numai cele proaste, doamne ferește Și exemple, exemple bune Ca acea pată de ulei care s-a dut în tinde Capătă, capătă uh, amploare Și uh, Nu numai dumneavoastră faceți acest da, lucru. Evident. De secund. și sunt și alte organizații Sub egida unor asociații ortodoxe sau nu contează dar sunt mulți oameni limoși care, care ajută și uh, care deja s-au specializat cum spuneam uh, cu tabele cu să știm acest cadou tu cumperi ghetuțe pentru George care are atâția ani și da. poate mar... deci eu, foarte, pe mine mi a plăcut foarte mult și Seamănă mult cu ce se întâmplă în vest, și un lucru care acești oameni frumoși, eu zic că trebuie promovați întotdeauna, și ceea ce facem aici. Am vorbit mai mult decât dumneavoastră. Spuneți-mi, pe partea de păstarea tradițiilor și aportului popular. Mergeți, mă rog, aveți, sunt comis că aveți o colecție întreagă de 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 costume că nu mă pot abține, așa. da? așa, v din limita la Țara Făgărașului în general sau la Ardeal, nu nu, nu? nu? nu, pentru că ele sunt frumoase și frumusețea în diversitate. Uh -huh. Deci suntem diferiți, dar suntem la, la fel uh -huh. în costum popular și atunci avem din, din toate zonele țării. Vintage s-au făcute... uh, și și Sí, sí. Și am avut în, într-un an... Uh, 2019, cred că, am avut o expoziție împreună cu doamnele de la grupul de șezători în țara Făgărașului în, în, muzeul, în muzeul țării Făgărașului, o expoziție e nouă, e veche. Uh -huh. Asta e ideea până la urmă. Nu venerarea cenușii, nu? Trebuie să ții flacăra vie, trebuie să da. ai modelul, să-l respecti și să-ți faci ceva al tău. Și doamnele noastre de la șezători reușesc cu brio să facă lucrul ăsta. Acum, de exemplu, port Oie urbană. Da, o e urbană, așa se numește, pentru că mm -hmm. nu, nu respectă poate fi purtată uh, cu haine casual. Uh, este o ie urbană făcută de una din doamnele de la Așezător după un model de rupea. Da, da, da. da. Asta în, în promovarea tradițiilor, asta facem. Suntem parte a grupului de, ță, de șezători în țara făgărașului, că multe lume nu mai înțelege ce cu ea călătoare cei cu grupul. Uh -huh. Grupul sunt, sunt doamnele noastre, sunt 20 și ceva de doamne din satele din țara făgărașului care vin și cos acestei ei în, în șezătoare și împreună cu ele avem diverse activități. Ele ne ajută foarte mult și pe partea de uh, cutiuță călătoare, uh, cu lucrurile frumoase pe care le, le fac. Acum vom avea niște mărțișoare handmade făcute, uh, tocmai pentru a strânge acești bănuți care să-i dăm mai departe. Da. da, și avem în plan pentru 2022, dacă vremurile ne vor lăsa, să facem niște ateliere la care vor putea participa uh, adulți și copii, unde să învețe să coasă și unde să creem, la fel, context de, da. de, de, predare a ștafetei, de a merge mai, mai, departe. Da, pentru că discutam mai de mult și cu doamna Simona Ciuban, care stă pe baricade și coase i Este un pericol mare pentru dânsele, că acele fake-uri, acele lucruri făcute în chinezisme, făcute la nu manual, făcute la mașină, care, mă rog, care poate iau ochii unora și care nu au oricum, au prețul mai scăzut decât ceea ce înseamnă, și riscă să ia din clienți. Și acei clienți care nu știu exact cum să se păzească de aceste, de aceste falsuri, care sunt la toate târgurile, da. unde, unde unde te duci. E, e mare păcat. Da, vedeți, de asta trebuie să spunem povestea ei. Nu? Uh -huh. să, să o scoatem din ladă, să o coburăm de, pe, de uh -huh. pe scenă. Știți că ă, asta povesteam cu una din Cuanca, partenera mea în asociație. mai noi suntem cumva generația verigă dar cumva da. sărim peste generația părinților noștri pentru că a fost comunismul și atunci da. nu mai era la modă, dar au stat cumva uh -huh. grijite de bunicii noștri în, în dulapuri și în zile de zestre uh, și noi suntem generația de legătură. O scoatem, o scoatem de pe scenă, o scoatem din ladă, îi spunem povestea, o purtăm că există și e de toată ziua, de exemplu, uh -huh. nu că și bunicele noastre da. uh, sembră că au toată ziua, aveau la fel. E. Și o ducem în locuri din astea mai puțin convenționale, ca să-i spunem povestea și să-i spunem asta e adevărată, asta da. e, e ceea ce înseamnă ea uh, românească. Uh, da. da, și uh, mai ales că unii, uh, din păcate, și unii promotori ai folclorului. Uh, uh, Soliști popular, când mă mai uitam pe canalele astea de muzică populară, vedeam niște costume, niște, niște urățenii cuțin, care da. să nu spună mie că nu, că sunt din zona respectivă, da. nu zic de aici, de aici, la mai cunoaște. Poate da. să fie și Bana sau Moldova, deci nu erau, de acolo, erau da. niște urățeni, niște culori care nici de cum nu apar în, în portul românesc și te aștepți la niște acești oameni care cântă muzică populară să culeagă, să culeagă de, da. și folclorul și uh, hainele de acolo, de unde sunt. Ei nu se întâmplă așa. Uh, un lucru bun care se întâmplă este că de vreo câțiva ani bun să porție este totuși trendy. E totul da. și acum nu neapărat de la blues rumen, de la oho, din picturi, din, din ziua de porturie de, în de sânziene. De, da. este, foarte, este foarte trendy printre, printre hipster și eu zic că e un lucru care, care ajută și nu numai, că să nu sunteți să hipster, dar da. e un lucru care, care ajută și, uh, cum să zic eu, la tineret care este cosmopolit în, în general. Lucrul ăsta, adică, domnule, îmi place să mă îmbrac în costum, e un lucru care mie pe mine mă încălzește așa interior, îmi place foarte da. mult. Îți dau și seama, totuși, că sunt români, chiar dacă sunt cetățenii da. lumii. Da... Uh... Ziceați, de costume, am o întreagă colecție, și pe undeva ce mă motivează este că Andrada, fata mea, spune, mama, sunt bogată. Mm -hmm. Deci, de câte ori cumpăr, de câte ori primez, de câte ori. le... Și să vă spun așa un, un secret, ea în casa noastră a intrat datorită Andradei, care 12 ani a, a făcut dansuri populare la Casa mm -hmm. de Cultură. Și dacă n-am mai cusut și le-am reparat și le-am spălat și le-am călcat și m-am mândrit cu ea, mm -hmm. da, pe scenă încât a fost așa și ea poartă cu, cu mare drag ea și, așa cum spuneți, generația lor ă, o apreciază. Uh, costumul popular și, e, cum ați zis, este, este important. Da. Să și eu, să eu, eu. eu o recrudescență. Vă amintiți acum, cum să zic, și eu eram mic pe vremea respectivă, în vremea da. hippie, în vremea flower power, când se purtau, purtau și în un, America da. se purtau ei. La noi era da. doar da. poartă ei, da, ei, naționale, da. și da. era de foarte, de foarte mare efect printre să vezi fetele cu, cu ei, bărbații poate mai puțin, deși și la bărbați erau niște cămăși, cămăși foarte frumoase, da. genul rubașcă, foarte, 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 foarte frumoase și. E foarte bine că se întâmplă acest lucru. Ce planuri aveți pe termen scurt? Și pe termenul, anul acesta, ce știți de acum? Ce știu de acum? E... Cu -am da, spus. da, până la mărțișoare. Aha. În, exact, în exact. 22 februarie, sunt patru ani de când avem uh, oficial când mai mulți asociația. Înainte. Mulțumesc și dacă în primul an am sărbătorit cu un an de bucurie, am avut un spectacol caritabil la Casa de Cultură, unde a cântat și Mihai Teacă și unde am reușit să, să strângem fonduri frumoase pentru cei de la Hospice. Niciodată nu e suficient, dar am fost. Bucuroș că am pus acolo uh, o. o Cărămide, să zicem, am ajutat și noi. După care am avut 2 ani de călătorii în care am, am avut o șezătoare în Cetatea Făgăraș, a fost în 22 februarie 2020. După o săptămână făceam primele ore suplimentare pentru că venea exact, pandemia. Exact. Da? 2021 n-a fost prea bun cu noi, n-am putut sărbători decât în niciun fel, să zicem așa. Ei, anul ăsta ne-am gândit că nu e încă momentul să adunăm multe persoane dragi nouă și să facem un, un eveniment de orice fel, fie caritabil, fie doar de, de aniversare. Și atunci, inspirate din, din tematica pentru 2021-2022 a comunității la blues rumen, care a fost natură și artizanii ei am, am hotărât să facem patru călătorii, patru ani de IE, patru călătorii către patru... Destinații în care încă se mai coase ie, în care se respectă uh, cutumele, dogmele, să zicem, izvoadele. Le puteți și puteți spune care le spune? spunem, da. Am făcut patru călătorii. M-am dus cumva acasă pe Valea Hârtibaciului, la Retiș, uh, unde acolo sunt. Uh, Uh, li se spune leică Doamnelor mai uh -huh, în vârstă, uh -huh. da, uh, Leica, Ruca, Coman și cu Leica, Silviele, uh, ne-au așteptat uh, la ele pe uliță. Pur am fost în Mărgineni, la Tișă Măioară din Mărgineni, care are încă războiul țesut. Uh, am fost la, la Șona și asta apropo de generații, acolo ne-au fost gazde uh, doamna Mia Dan care este parte a grupului de șezători în țara Făgărașului cu fica și cu nepoata ei frumos. Foarte frumos, au acolo un muzeu și o colecție impresionantă de costume populare pe care le poartă toate trei generațiile cu mândrie și cea de-a patra călătorie am făcut-o acasă, la noi, în șezătoare, uh -huh. cu, cu doamnele de la grupul de șezători în țara făgărașului. Uh, vom face un mic filmuleț aniversar, tocmai în ideea de a spune această poveste a ei. Ăsta e proiectul în derulare, uh -huh. așa. După care, cum am spus, vine vine 1 martie și împreună cu doamnele de la, de la șezători facem aceste mărțișoare handmade. Uh, bănuții strânși. Uh, îi ducem către, dincolo de Old pe Ardeal, ca să zicem așa, avem o, o școală de la, din Gibert, unde primăria cu școala au reușit să finalizeze un corp nou de clădire și uh, noi vrem să ducem bucurie, să uhum. facem un pic mai prietenos uh, spațiu. Vom avea o întâlnire cu, cu învățătoarele și cu directorul școlii să vedem ce nevoi au altceva decât cele formale de da. educație. da Și nu v-am spus, visăm la cele ateliere. Suntem cumva în, în discuții cu diverse instituții fie de învățământ fie de cultură din țara Făgărașului pentru organizarea acestor ateliere pentru copii. Foarte frumos și sper să aveți și energia. Sunt convins că o veți avea să le duce. Dacă trecem de perioada ah, asta da, nimic da. nu vă mai poate opri. Nu va opri nici pandemia. Vă mulțumesc pentru prezența emisiune. Este primă, dar sunt convins că nu va fi și ultima, legat de mulțumesc. un eveniment sau nu. Așa, spun, mai spuneți încă o dată acum cu cuta de impozit. Da, care poate formularul, fi, așa, formularul de. Da, noastre. da. Pentru redirecționarea 3,5% este un link pe uh, pagina de Facebook a Cutiuței și pe pagina de Facebook a Asociației Ia Călătoare. Cine ne cunoaște uh, ne poate contacta. My putem să-l dăm și în. Formă fizică pentru mai, mai multe persoane. El poate fi și completat în online, e mult mai, mai ușor. Cei care nu au aceste competențe digitale ne pot. Uh. Și la fel microîntreprinderile, dacă nu s-au gândit încă, care este destinația celui 20% din venit sau profit, acum se face trimestrial, ne, ne pot contacta. Și le promitem că vor fi folosite cu, cu cap, să zicem așa, și cu impact aceste, aceste fonduri. Bă, Apropo de voluntariat, bă. încă o dată spunem, uh, cele trei uh, deci asociația ia călătoare are foarte mulți membri, toată comunitatea făgărășană, dar noi suntem trei oficial și toate trei facem voluntariat. Deci, Puteți să le spuneți și cu numele întreg acum Da, ca ca să, da rău, este da. Anca Mar Ma Marian, Maia cum îi spunem noi, de la Broderie cu Stil by Maia, uh, Cristina Prună, care are agenția Five Tours and Tourism și uh, cu mine. Da, dumneavoastră. Da. Uh, vă mulțumesc mult pentru prezența emisiune. Vă urez, în primul rând, sănătate. Important, ener tuturor. Ener corect, corect. Uh, energie să duceți proiectele la, la bun sfârșit, și uh, nu fac iluzie că veți fi mai ușor de adus de data viitoare decât am reușit <laughs> de acum. Vă urez numai da. bine. Mulțumesc. Și vă Zii mulțumesc că ați fost cu noi. Zi bună și eu vă mulțumesc. asta a fost emisiunea noastră. Sunt Dan Ciocuiu la bună vedere.